Un branșament ilegal la rețeaua de apă caldă, menajeră și căldură aferentă punctului termic policlinică și efectuat spre un imobil cu două etaje din strada Eroilor a fost descoperit miercuri seară pe strada Nicolae Bălcescu de către o echipă a APA Tărm în timpul unor verificări de rutină. Potrivit reprezentanților societății, s-a demarat o anchetă în rândul angajaților APA Tărm care au lucrat în zonă în ultima perioadă, deoarece exista suspiciunea că branșamentul ilegal a fost realizat cu știința sau chiar cu participarea unor angajați APA Tărm. Dacă vor fi găsiți vinovați, sancțiunile vor merge până la desfacerea contractului de muncă. În ceea ce privește beneficiarul acestui branșament, conducerea societății a depus și o plângere penală pentru furt de energie termică. Există două tipuri de sancțiuni. Cele interne ale APA Tărm, care sunt sancțiuni administrative și care pot merge până la desfacerea contractului de muncă. De altfel, variantă foarte probabilă, dar că va fi pentru un angajat sau pentru mai mulți angajați, asta rămâne de văzut. În același timp, însă, suntem foarte interesați de acoperirea prejudiciului, pentru că banii respectivi sunt pierdere, sunt bani pierduți de către APA Tărm. Ori, atât contravaloarea agentului termic consumat de-a lungul timpului fără acoperirea unui contract, cât și lucrarea în sine, pentru că vorbim totuși despre un branșament la rețeaua publică, conducta respectivă a fost înțepată, ea trebuie reparată. Asta dacă nu cumva doritorul va dori să rămână branșat, dar cu măsurarea consumului, cu factură, cu tot ce trebuie. Echipele APA Tărm au în vizor și alte zone ale orașului și vor continua procedurile de verificare a instalațiilor.